Vicepremierul Liviu Dragnea a fost prezent vinerea trecută la Giurgiu, iar în cadrul unei conferințe de presă a făcut câteva precizări în ceea ce privește podul de la Grădiștea și faptul că giurgiuvenii trebuie să treacă prin Telorman pentru a ajunge la București. Ca să ajungeți la București cu trenul, trebuie să veniți pe la noi, prin Videle. Nu ne pare foarte rău, noi suntem ospitalieri în Telorman, dar cred că v-ar interesa să ajungeți mai repede. Am discutat ieri cu conducerea județului despre acest subiect, podul de la Grădiștea. O să avem o discuție cu Ministerul Transporturilor și cu cei de la CFR. Trebuie obligatoriu ca anul viitor reabilitarea acestui sector de cale ferată să fie prins în, ca și obiectiv de investiție. Pentru că este un risc foarte mare pentru municipiul Giurgiu să se izoleze. Și podul dintre Giurgiu și Ruse se află în atenția guvernului. Executivul român nu dorește sub nicio formă închiderea acestuia pentru a favoriza podul de la Calafat-Vidin, motiv pentru care se vor purta discuții cu partea bulgară. Pentru noi este foarte important ca traficul peste podul Giurgiu-Ruse să nu fie oprit. Pentru Giurgiu, în special, este extrem de important. Giurgiu ar putea fi afectat foarte mult dacă se închide circulația rutieră pe podul Giurgiu-Ruse. Și noi insistăm și discutăm permanent cu autoritățile bulgare ca să identificăm o soluție prin care traficul să nu fie blocat. Bulgarii și-au manifestat de mai multe ori dorința de a închide traficul pe podul Giurgiu-Ruse, având în vedere că ei încasează 80% din taxele de pe podul Calafat-Vidin, iar restul de 20% partea română.